Și așadar continuăm cu lecția la clasa a 6-a, partea a doua, să zicem așa. Te rog, George, urmează o problemă. Da, am doua problemă. Determinați cifrele consecutive A, B, C, știind că A, B, C egal cu C, D ori de C. Vă repet. De, da. A, B, C, ce sunt cifrele consecutive? Virgulă B, virgulă C. ABC, da? ABC, da. Cifre consecutive. Da. Da, cifre consecutive. Știind că ABC cu bară deasupra. ABC cu bară deasupra. Da. Deci numărul, să le spunem prietenul nostru. E vorba de un număr de 3 cifre. Da, când ea are bară deasupra. Da. Este egal cu CD ori DC cu bară deasupra. C. CD ori DC. Ori DC. Da, asta e primul punct, A și mai sunt. Bun. Dar e vorba de ABCD. ABCD. ABC? ABC scrie. ABC. Nu știu, treaba e puțin ca... Vede, apare D-ul ăsta despre care nu spui nimic. Nu spui. Deci, vezi, mă lași în ceață de la bun început. Știi că... Deci, nici pe nici eu n-am văzut la mine. Deci, de data ce vrea ABC, consecutiv, știi că ABC este CD ori DC. Așa să zicem. Adică am să înțeleg că dacă autorul așa se oprește, eu înțeleg că... D e altă cifră consecutivă. E o altă cifră. Nu. Oricare ar fi asta, nu are voie să fie 0. De la 1 până la 9. Clar nu are voie. Da? Că e prima... Deci D poate să fie o altă cifră. Ea nu mai este în calitate de consecutivitate, cum sunt aici ABC-ul. Da, de la 1 la 9. Deci dacă astea sunt așa în ordinea asta consecutive, ai putea să-mi dai 3 cifre consecutive? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3. 3, 2, 1. Merge să consecutive dacă e invers. Dacă autorul le dă așa A, B, C, în ordinea asta consecutive, apoi A-ul e cel mai mic, B-ul da. E următorul și mai... Așa aș vrea să cred. Deci mai citim o dată. Deci noi să citim problema până o înțelegem. Determinați cifrele consecutive A, B, C, știm că... Gata, în ordinea asta. A, B, C consecutive în asta, înseamnă că A-ul e cel mai mic. Vreau să zic că... Poate putea fi și 3, 2, 1. Nu, 3, 2, 1 nu. Că nu sunt consecutive în ordinea asta a 10. În ordinea aceea. Okay. Deci A-ul e cel mai mic, B-ul e următorul și C-ul e iarăși următorul lui, da. Lui B. Cu alte cuvinte, vezi? Până nu înțelegem bine problema, nu ne apucăm de ea. No. Deci înțelegem așa. 123 sau 234 sau 345 sau 456 sau până unde? Să termin destul de repede. Până 7, 8, 9, ba nu! Până 7, 8, 9, sigur că da. Următoarea ar fi 5, 6, 7, 537, apoi 678, da, apoi 789, ultimul. Deci, practic, autorul găsiți cifrele consecutive, adică găsiți una din variantele astea. Da, și avem una, două, trei, câte? 7 variante. La una, da, 7, și 7 variante. Observ eu că CD trebuie să aibă două cifre, deci două numere de două cifre mulțite să dea un număr dintre alea și să fie C-ul. Deci dacă C scriem în ABC, să zicem 1, 2, 3, C-ul trebuie să fie și CD acolo, 3, D, să se copieze C-ul. Perfect, perfect. Păi încercăm toate variantele. Nu sunt multe de încercat, uite, vezi? Sunt 7 variante. Ne putem duce pe problemă. Da. Deci, mergem cazul în care am avea 1, 2, 3. Da?
Deci pentru 1, 2, 3, adică C-ul este 3, atunci aș avea 123 să se scrie ca fiind 3 ori un 3D înmulțit cu D ori 3, nu? D3. 3D egal cu D3. D3, da. Păi, acum adică să o valoare lui D, așa să dea 123. Dacă se poate. Dacă se poate, dacă merge. Dacă și nu, D are variante de unde? De la 1 la 9. De la 1 la? Hai să scrie 123 la puterea 2. Ceva la puterea 2. De ce la puterea 2? Pentru că trebuie... Uite, 31 ori... E diferit. 13. 31 ori 10. Numai zici dacă 31 ori 10 și depășește. Nu. Deci, 31 ori 13 depășește pe 123. Un număr trebuie... Poate nu e, nu știu. Deci, dacă dai pe D1, deci pentru D egal... Poate să dăm valorul lui D. D egal cu 1. Și ce rezultă aici? 123 să fie egal? Nu. Okay. Cu cine? D egal cu 1 rezultă că 1, 2, 3 este egal cu... 123 egal cu 31 ori 13. Păi 31 ori 13 nu e egal cu 1. Nu, dar sunt cam multe, pentru că gândiți-vă. Dacă, D egal, dacă luăm pe D egal cu 2, gândește tu mare rost să mai luăm D egal cu 2? Dacă nu, pentru 1. Dacă pentru 1 e foarte, deja foarte departat sau așa, nu are rost. Pe 2, dacă 32 ori 23 nu mai face 123. Deci, nu ar fi deloc, du. Deci niciun de nu-i bun. Nu. Clar, pentru că 123 nu merge. Poate, 123 pică. O picat. E, cât rapid am eliminat. Bine, la... Asta înseamnă... După aceea o să înceapă. Ia să vedem. 234. Hai să mergem la 234. 230 pentru... Nu merge, 234 înseamnă că C-ul este cât 4, nu? Da. 234 să scrie ca fiind 4 ori... 4D ori D4. Ori D4. Ok. Păi numai 40 ori un 10 și fac... Depășește pe asta. Nu, nu e nici asta. Nici asta nu merge. Acum să luăm varianta... Mai puțin, poate, luăm 400, dacă poate. Uite, am sentimentul că aproape încep să spun că nu merge niciun. Doar ultimul? Vrei să încercăm pe ultimul și să vedeți că nu merge? C-ul e nou. C-ul e nou. Și uite cât ar veni. Păi se păstrează distanța mereu și n-are cum. Vezi? Adică C-ul e în față, tot timpul, și față de ce este aici, niciodată nu se poate. Ok, dar... Deci, să mă supărăm, determinați? Cum îți acum? Determinați? Determinați cifrele consecutive A, B, C. Știind că A, B, C... cu bară deasupra, egal cu C, D cu bară deasupra, ori D, G cu bară deasupra. Care ar fi observația noastră? Că nu s-ar putea... Deci, problema nu are soluție. Nu există nicio pereche. Nu pot doar la sfârșit să văd. Ia uite-te! Uite-te, sigur că da. Imediat. Deci noi am, din analiza care am făcut-o, spunem că nu avem soluție. Poate e și dacă e, nu e prea bine. Nu e prea bine, sigur că da, suntem și... 47 și noi nu avem acum o idee. Noi avem idei? Ce spune? 47, asta e problema. Zice A, B, C cu bară deasupra egal cu 7, 6, 5, care egal cu 51 ori 15. 7, 6... Dar nu avem. 7, 6, 5... V-a spus că sunt și invers. 7, 6, 5. Păi asta vreau să zic că după felul în care e formulat ghișițiu, când mi indică numele astea A, B, C consecutive, eu în varianta în care privesc, A-ul e cel mai mic. Da. Dar dacă autorul îmi lasă vrea, și varianta cealaltă... M-am gândit la aia.
invers, nu știu, m-am gândit că poate așa am multe, că nu dea problema așa de ușoară. Pentru că, uite, din selecția care am făcut-o, că în varianta în care îi găsim pe astea nu merge niciuna. Se prostează o distanță și n-are cum. Atunci ar fi trebuit și 3-2-1 să-l analizăm. Nu. Că 1-2-3, în ordinea asta, nu. Da, dar 110 o să analizăm, cred. Deci, dacă autorul spune ABC consecutive... C-ul e mic. C-ul e mic. Și de aia merge. Deci C-ul este mic, trebuie să fie, da, C-ul mic. Că în varianta în care C-ul e ultima... E mare, e mare, nu merge. Nu merge. Da. Deci ABC consecutive... Mi-a ajutat răspunsurile. Deci ABC consecutive... Da. Putem citi și varianta asta, că C-ul este... cel mai mic? Nu pot să cred. Autorul n-a formulat bine. Pentru că dacă îmi spune în ordinea asta consecutive, eu cred. A-ul cel mai mic, B-ul următorul și C-ul. Numere 3, 2, 1 sunt consecutive? 3, 2, 1 sunt consecutive? De ce sunt consecutive? Pentru că 1, 2, 3 sunt consecutive. Da. Nu știu, e dificil. Poate n-a formulat bine. Da. Eu, mi-a trecut când am citit asta, mi-a trecut și invers prin cap, nu știu. Bun, dacă ție tu accepti și varianta asta de scriere, că 7, 6, 5 sunt consecutive, ele sunt consecutive, dar trebuie citite 5, 6, 7. Da. 5, 6, 7. Asta înseamnă consecutivitatea, da, pui pe cel mai mic pe primul loc. Da. Autorul trebuia să-mi spună că ce bea, dacă spunea ce bea, și ce-ul fiind, sau a-ul fiind cel cu... Ăsta se joace aici, în loc de ce, se joace rolul a-ul în problemă. Eu neclar, nu prea am înțeles nicio problemă așa. Deci, vezi? Din păcate, dacă formulele sunt ambigui, adică nu sunt foarte clar, nu avem exercițiu bine formulat, atunci picăm pe lângă exercițiu și... Da. Nu. Deci, hai să le formulăm noi. Lăsăm ABC, ABC consecutive, dar băgăm aici, în loc de ce, A. Da? Ne permitem, după ce am căzut în capcana asta a greșelii făcută de autor, atunci spunem ABC... cifre consecutive, așa încât ABC să fie egal cu A de ori de A. Nu? A de ori de A. Și acum ne-am lămurit în condițiile astea. Numerele consecutive sunt 23, 234, 345, 457, da? Da. Și mergem pentru 123. Stai că am greșit, trebuie să văd tot că e greșit și să... Ia scrie, să scrie. Da. Mai sunt multe. Da, mai sunt tot de felul ăsta. A, e greșit, de acestea greșeli... Nu, A, B, C, D. A, am înțeles, dar acum să... Am făcut corectura. Da, am făcut corectura necesară, să vedem acum. Da, nu m-a scris el bine. Exact. Da, gata. Deci 123 egal cu A-ul, cât este A-ul acum? 1. 1 D ori D? D1. D fiind, ce posibilități are D? De la 1 la 9. Și pentru D egal cu 1, ce are urma? Are mult. 123 să fie egal cu 11 ori 11, nu? Da. 11 care face 121. Diferit. Deci nu merge. Pentru D egal cu 2, ar fi că 123 să fie egal cu 12 ori 21. Cred că depășește. Depășește. Deci gata, s-a dus, că nu mai e 2. Gata.
Asta era micțion gramatic. Deci, păi eu mi-am dat seama că depășește din prima, pentru că zicea a dat 11, 11, 121 și nu avea cum să fie, că crește enorm. Da. Mergem mai departe pentru 234. 234. Egal cu A, D, ori D, A. A o să vede că e 2. Adică ar trebui să fie egal cu 20, 2, 2D, ori D, 2. D, 2, număr. Și D, având valorile 1, 2, așa, pentru D egal cu 1, am avea că 234 să fie egal cu cine? 234 să fie egal cu 20 1, nu? Te rog să vorbești, 21 ori? 21 ori 12. 12, da. Și că face 21 ori 12, cred că... Mai mare. Mai mare. 200... Păi e inversul a de 2, doar că la 1, 2, 3. Deci 21 ori 12, 21 ori 10 face 210. E greșit, da. Și 2 ori 21 depășește, deci e diferit aici. Dacă D egal cu 1 nu a mers, D egal cu 2 e și mai urât, nu? Da, da. 234. Pare că nu mai sunt. Nu, mare rost să mai e tatăl meu. Nu. 2, 3, 4, 5, 6 la D. Ne oprim aici. Ne o ducem la 345. Nu. Care înseamnă au 3. 3D. Ori D3. Ori D3. 3D ori D3. Și dacă D-ul e 1? Ar însemna, pentru D egal cu 1, ar însemna că 345 să fie egal cu 31 ori 13. Da. 31 ori 10 face 310. Și dar nu e prea... E prea mare de asta, sigur că da. Deci e imposibil, e diferit. Dacă pentru unul nu a mers, pentru doi nu merge și așa mai departe. 456. Adică să fie egal cu 44D înmulțit cu D 4. Ceea ce pentru D egal cu 1 ar însemna că 456 să fie egal cu 41 ori 14. Da. Numai ori 10. Nu, da, nu, da. Deci tot diferit. Pentru unul n-a mers. Nu e niciunul până acum. 567. Ne apropiem, poate. Așa, 567 ar face 5D ori D5. Și cu D egal cu 1 ar însemna 567 este ar egal cu 51 ori 15. 51 ori 10, 510. Și 51 ori 5 nu face. Nu. Deci pică și asta. 678, care înseamnă să fie 6D. 6D ori D6. Dacă D este 1, ar însemna că ar fi 6, 7, 8, care este egal cu 61 ori 1, 6. 16. Da. Și nu e adevărat. Nu e corect. 61 ori 6. Dar a făcut un greșit. Păi iartă-mă, dar atunci... Ce s-a gândit? Ce s-a mai gândit? Nu știu. Nu, dar nu, pentru că e doar aul. Păi... Ca și cum ar fi invers... Nu. Poate ultimul număr. Păi dacă se păstrează aceeași distanță, din nou se păstrează. Se păstrează tot timpul, deci niciodată rămâne urmă. Nu? Nu. Adică răul ăsta, 678, rămâne urmă pentru față din număr. Du-te încă o dată la sfârșit și zici 678 egal cu cine? 678 egal cu... Nu, cred că doar în metoda lui se poate. Ce metode să fie, nu?
Ia vezi acolo, 671 egal cu? ABC 765 egal 765 765 egal cu 15. El a făcut invers și pentru că a făcut invers se lua 765 765. Păi tot nu înțeleg. Ah, păi are 5 la final. Și de-aia e singurul care are 5 la final. Și 6, 7, 6, 7, 5. Are logică. Pentru că e al 5-lea. Cum? 6, 7, 5, 765? Așa spune el? 765, da. Dar e doar că e cu C. E C-ul. C-ul care e 5-ul. C-ul care e 5-ul, da. Și dă 1, dacă nu dă. Nu, îmi pare foarte rău, dar formularea asta nu-i deloc sănătoasă. Pentru că numerele consecutive, în ordinea asta, de la mic la mare, am făcut modificarea aceea, dar se pare că atunci când are nevoie, trebuie ceu acela mare, iar în ordinea în care scrie numărul, scrie invers. Da. Poate toate nu sunt greșite, că mai sunt. Da. Eu zic să o lăsăm. Deci să acceptăm abuziv formularea lui. Acceptăm. Și atunci după el 765 egal cu 50 d, nu așa ar veni? 5 d ori d 5 și d egal cu 1. Pentru D egal cu 1 are un semnal. 5 egal cu 51. 765. 51 ori 15. Na. Și vezi 51 ori 15 face? Într-adevăr, atât. 760. Eu acolo dă semnul de întrebare că nu e prea corect. Da. Rămânem la ideea că egășițele trebuie bine formulate ca să... Deci când dai 3 numere consecutive, de la mic la mare, de cele mai multe ori, da? Da. Așa trebuie văzut. Ce este un telefon, nu? Nu. Lăsăm să-și facă treaba. Noi avem acum lecția asta de făcut. Continuăm cu următorul... Era în aceeași formulare ABC consecutive, nu? Nu, e altul. Altă există formula, da? Da, doar că e din același exercițiu. Determinați numerele ABCD. Așa, hai să vedem, poate asta. Asta e mai bun, sper. Deci, ABCD, cu barul deasupra. Știm că ABC, cu barul deasupra, ori D, egal cu 1 ABC, cu barul deasupra. Deci găsesc numele A, B, C, D. Da, deci A, B, C, D. A, B, C, D. Fără să mai spun consecutiv, fără nimic. Nu, nu, nu. Determinați numerele A, B, C, D cu bar deasupra. A, nu. Determinați numerele de 4 cifre. Sunt mai așa multe, zici. De, da, dar nu. Deci de găsesc numerele de, din 4 cifre. Da, asta vreau să zic, da. Da. Știm că A, B, C cu bar deasupra ori D. Deci cine este asta? Egal cu cine? Știm că A, B. C, D, A, B, C, cu bar deasupra, ori D, este egal cu 1 A, B, C. 1 A, B, C. Așa, da? 1 A, B, C. Da. Ce părere ai? Eu cred că dă e 0. Așa, nu știu, pentru că mi-a spus mie că A, B, C și poate fi separat. Ai putea să mă ajuți să scriem... Da, să scriem... numărul ăsta și altfel, în baza 10. Ok, ok. 1000 A. 1000 A. Da, 1000. Plus 100 de... 1000A plus 100... 1000A, da? Da, A. Plus 10C plus... Plus 100... Plus 100B plus 10C plus D.
Plus B. Foarte bine scris în baza care? În baza? 10. 10. Dar văd că aici lucrează condiția asta ABC, tripletul ăsta ABC. Mă gândesc să scriu pe relația asta într-o altă formă în care să păstrez tripletul ABC. Că dacă aș găsi tripletul ABC, problema mi-aș rezolva-o. Cum mai poate fi scris păstrând tripletul ABC? ABC ori D, n-am ce face aici, lăsăm așa. Nu. Deci echivalentul poate spune ABC ori D. ABC ori D. Egală cu? Vreau să scriu în baza 10? Da. 1000. 1000. Plus? Plus 100. Plus, nu. Plus ABC. A, da, ca să menținem, da, da, da. Foarte tare. Plus ABC. Am prostrat. Corect. Deci, ori D, deci ABC ori D este egal cu 100, 1000 plus ABC. Deci D-ul ăla ar fi într-un fel... Dacă D-ul e egal cu 1, e o prostie. Cu ce? Dacă D-ul e egal cu 1. Că ar vine ABC egal cu 1000 plus ABC. ABC dispare și 1000 egal cu 0. Hai să ducem pe ABC în stânga, scădem un ABC și ce devine gheștiu? 2 ori 1000. Scădem. ABC. Dacă notăm pe ABC pentru comoditate, să notăm pe ABC cu X. Cu X? Da. Numărul ABC notăm cu X. Da. Și ce devine gheștiu atunci? X ori D. X ori D. Egal cu 1000. 1000. Plus? Plus X. Pare mult mai, nu știu, mai restrânsă relația și mult mai, mai ușor pentru ochiul și pentru creier, nu știu. Corect, corect. Pare mai plăcut, nu? Da. Hai să scădem un X peste din tot. Din anul, da? Și echivalent cu scrierea X ori D. Da. Egal cu? X. X ori D minus X. Minus X. X ori D minus X este egal cu 1000. Este egal cu 1000. 1000. Echivalent cu a spune că dăm pe X în factor. E factor comun X da. Pe lângă D. X pe lângă D minus 1. Minus 1. Egal cu 1000. 1000. Unde D-ul ăsta e și el cifră. Deci X-ul un număr, ori un număr. Deci X-ul e cifră. D-ul știu că ia valori. Uite, îl văd aici. De la 0 la... De la 0. De la 0. Din nevoia de a fi de aici, nu, de la 1. Nu, de la 0, nu, de la 1. De la 1, că vedem de minus 1, da? Imposibil. De la aparției mulțimii 1, 2, până la 9. 1, 2, 9, da. Și luăm. D e egal cu 1. Și atunci ce devine? Egal cu X pe lângă ori 0 direct. X ori 0 egal cu 1000. Fals. Fals. X. D egal cu 2. D egal cu 2. X ori 1 direct. 1000. Se poate. X ori 1 egal cu 1000. Ba nu, nu se poate că sunt doar 3 cifre, 3 litere. Exact. 3 cifre, da. Așa. Deci rezultă că X... Si. X... Egal cu 1000, fals, da? 1000, da. Care e diferit de ABC. D egal cu 3. Pentru D egal cu 3. X ori 2 egal cu 1000. Ăsta mai da. Egal cu 1000. Adică X va fi egal cu... X egal cu 500. 500. Ar putea? Da, e din 3 cifre. N-am nimic. Nu mi-a spus autorul că B e diferit de C. Da? Deci X egal cu 500, atunci numărul care îl caut rezultă că ABC D este așa. ABC 500 și 2. 5002. Mă uit la răspunsuri? Nu, nu, nu. Nu, nu. Mai lucrăm și până ne uităm la sfârșit, da? Deci D egal cu 3, D egal cu 4. Că spunea găsiți numerele. Găsiți numerele, nu găsiți numărul. Exact, da. Sunt mai multe variante. D egal cu 4? 4 nu merge. X ori 3?
egal cu 1000, fals. Da? Da. X egal semn de întrebare. D egal cu 5? Clar. X ori? Merge. 4? 4 egal cu 1000? 250. X egal cu 250. X egal cu 250. Atunci, numărul este 2, 5, 0. 2, 5, 0. Cât a fost D? 5. 2, 5, 0, 5. Păi ce? Hai să nu mai... Nu cred că ar trebui să... Deci D e egal cu 5, D 6 nu merge, că scădem 1. D 7 merge. D e egal cu 7. Să încercăm. 6. X ori 6 egal cu 1000. Adică X egal cu 1000 împărțit la 6. Se împarte 1000 la 6 exact? Nu știu. Nu se împarte. Că nu se împarte la 3. Da. Deci... X egal, semn de întrebare, nu există X-ul. 8 nu are cum. D egal cu 9. Ne ducem la 9 și atunci X ori 8. Nu are cum. Egal cu 1000. Nu merge. Și atunci X egal cu, ba da, se împarte la 1000, 1000 se împarte la 8. Da? Eu zic că da. 125. 125 de 8 ori. Nu merge. 800. 25 de 8 ori. 200, da, merge. Da? X egal cu 125. D egal cu 9. Și atunci numărul căutat este 102, 5 și 9. 1, 2, 5 și 9 la sfârșit. Da. Deci, găsiți numerele cu proprietatea asta, răspuns corect. A, B, C, D aparține mulțimii numerelor. 502, 5002. 2505 și 1259. Deci asta ar fi variantele care le-am descoperit. Avem și acum C și D. Da? Deci vezi, găsiți numerele cu proprietatea asta, răspuns corect. Câte numere am găsit? 3. 3 numere. Da. Hai să vedem care a fost mezul problemei. Hai să ne întoarcem totuși în problemă. Unde ți-a plăcut, ce ți-a plăcut ție? Ce, cu ce pleci la problema asta? Păi... Păi să scriu relațiile foarte bine, să încerc să dau valori. Mai clar, unde e problema foarte clară? De unde am prins-o noi? Băi, după ce... Am transcris relația asta aici. Asta o transcriem. ABC ori D egal cu 1ABC. Da. O scrim ABC ori D egal cu 1000 plus ABC. Da. Egal cu 1000 plus ABC. Tu vrei să scrii în baza 10 desfășurat cu aurul... Tot, da. Aici e momentul. Asta vreau să remarci. Că scrierea asta te duce spre problemă. Nu. Dar de ce crezi tu că am fost eu tentat să mă opresc la chestia asta? De ce crezi că m-am oprit? De ce să vă opriți la... De ce n-am mers pe varianta ta când ai zis să-ți scriu A 1000 plus 100 plus A 100 plus B? Pentru că vreau să păstrați ABC-ul. Asta-i! Că găsind pe ABC-ul, îl înlocuiesc repede aici. Și pe D-ul îl pun ca o cifră. Deci, momentul cel mai tare negreșit este păstrarea la ABC. Ca număr. Nu. Pe care l-am scris, l-am notat ABC cu cine? Cu un X. Da, pentru comoditate. Deci, cu ce înveți? Pleci tu de aici? Pleci de cu? Cu noutatea asta, că relația pe care o ai îți permite să surprinzi că ABC-ul trebuie păstrat. Echipajul. Da. Da? Tripletul ăsta, ABC. Nu-l strici. Îl păstrez, asta e tot. Da? Și de acolo se vine în minte de